Rău platnicii din blocul de locuințe sociale vor rămâne fără locuință în urma hotărârilor judecătorești emise de instanță. De ce mă dă apar? Pentru 15 milioane care n-am plătit. Am zis așa în felul următor. În 3 luni de zile, în 4 luni de zile, plătesc și eu din venitul care l-am. 2 milioane alocație și 3 socialul. Problema mea este că dacă voi fi dată afară din acest ghetou, eu nu am unde să merg cu copilul meu. Pentru că nu am părinți, nu am rude, nu am neamuri, nu am nimic. Din 400 de lei să-i acord și fetii rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, să-i asigur și 2 mese pe zi. Pentru că de la cantina socială ni se dă o singură masă la 12 și aceea, vai! Potrivit edilului municipiului, chiria pe care asistații trebuie să o plătească municipalității reprezintă 10% din venitul lunar, iar datoria acumulată la primărie depășește 40.000 de lei. Au fost începute anul trecut pe vremea asta procese. Noi am depus, mă rog, solicitări la instanță pentru recuperarea sumelor. De regulă, în momentul în care se judecă această cauză, pentru fiecare din caz în parte, dacă își achită, măcar parțial, chiria, de regulă instanța hotărăște recuperarea sumelor și nu evacuarea. Sunt, în momentul de față, finalizate procese cu hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, care au impus și recuperarea sumei și evacuarea. Evacuările vor continua și în perioada următoare. Potrivit reprezentanților primăriei, alte 400 de persoane sunt înscrise pe lista de așteptare pentru a primi o locuință socială.